La Școala Generală Românească și Liceul Nicolae Bălcescu din Ghiula au avut loc zilele trecute festivitățile de absolvire. Elevii din clasele a 12-a, precum și cei din clasa a 8-a, au pregătit programe artistice pentru acest moment de bilanț. La serbarea clasei a 12-a B a luat parte ieri și preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Evenimentul a avut loc în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Ghiula. Elevii s-au bucurat de prezența și binecuvântarea preasfințitului Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Este o mare bucurie pentru noi de fiecare dată să fim alături de Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, de Școala Generală și de elevii care sunt absolvenți, fie în clasa 12-a, fie în clasa 8-a. Iată că de data aceasta am participat la ceremonia de absolvire și de acordare a diplomelor pentru elevii din clasa 12-B. O zi înainte a avut loc aceeași festivitate și la clasa 12-A. Este o adevărată bucurie și mângâiere a sufletului să-i vezi pe acești elevi care au trecut prin toți anii și părăsesc acum băncile acestui liceu pentru a-și lua zborul în viață, devenind adulți, tineri și tinere împliniți din toate punctele de vedere și care cu multă emoție și bucurie își au rămas buni de la această instituție, de la această școală, care le oferă nu doar cultura generală și pregătirea necesară. Absolvenții au pregătit un scurt program artistic. În acest an, la Liceul Românesc din Ghiula au absolvit 49 de elevi. Suntem împreună cu toți părinții, cu frații, cu surorile și întregul corpus didactic, de la învățători până la profesorii de liceu, fiind aici ca și o familie mare și totuși ne bucurăm că putem puțin să recuperăm și să-i cinstim, să-i sărbătorim pe acești tineri minunați, să le mărim fericirea. Dar și ei ne-au oferit foarte multe surprize, printre care un program frumos, cultural, iar totodată și premierea care a obișnuit să fie la serbarea de bun rămas, de această dată s-a făcut cu acest prilej. Tot astăzi au fost acordate placheta Bălcescu pentru cel mai bun elev, placheta pentru elevii noștri din partea Fundației ProDiscipulis și diplome de merit pentru elevii absolvenți care s-au remarcat la diferite discipline și concursuri școlare. La rândul lor, elevii din clasa a 12-a B au oferit daruri simbolice și flori profesorilor. Îmi face foarte mare plăcere să mă aflu în acest an iarăși la Giula, în funcție de președinte al bacalaureatului clasei a 12-a B. Eu sunt în Ungaria de 20 de ani și predau limba română și limba germană la Budapesta, iar acum sunt deja a patra oară în această școală, Nicolae Bălcescu. Este o școală de naționalitate română. Am avut onoarea de a citi niște lucrări foarte, foarte frumoase, s-au acordat foarte multe diplome de merit și copiii sunt fericiți de a-și primi diplomele de bacalaureat. În acest an, la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Ghiula au învățat 457 de elevi. Aceștia au beneficiat de îndrumarea a 45 de cadre didactice și personal auxiliar.